Povestea investiție de la Muntele Mic. Asta e o poveste de... Unii ar putea să spună că e de succes, asta e ca o condamnare. Avea succes atunci când vrei să faci ceva pentru alții bun, e de fapt un calvar care te consumă din toate punctele de vedere, și nervos, și fizic, și financiar. Da, mă rog, probabil că ăsta e prețul să faci ceva care merită să rămână. Deci prin 2005-2006, când am început să... De fapt, zona asta o cunosc de foarte mulți ani. Am fost în copilărie, am venit aici la schi și totdeauna m-au fascinat peisajele de aici, mai ales vederea spre Țarcu. Și... am plecat pe Europa, am fost pe la lucru, am venit înapoi și tot timpul am rămas cu imaginea asta de peisaj imaculat. Așa l-am cunoscut, așa mi-a rămas întipărit în memorie. Mai târziu am început să umblu pe aici, prin 2004-2005, poate, cu motocicleta. Pe vremea aia nu era mai nici... puțini umblau pe aici cu motocicleta, cred că am fost printre primii enduriști, să zic așa, atunci nu era enduro, atunci era ceva la început. Și munții ăștia erau foarte frumoși și foarte, foarte, foarte bine arătau. Stare care a început să se degradeze rapid. În 2-3 ani au început să vină foarte mulți, tot mai mulți, și au început să se vadă urmele lor pe pășuni. Pășunile erau imaculate, impecabile, fără nicio... numai iarbă, numai... foarte frumos. Și tot aveam surpriza că mai treceam într-un loc unde îl știam frumos și el nu mai era așa. Era, practic, început să fie... foarte mulți motocicliști începuseră să vină pe aici și urmele lor se vedeau. Și de aici mi-a venit ideea să zic cum s-ar putea face ca zona asta să rămână așa frumoasă. Deja în mintea mea îi vedeam în fiecare an care urma, tot mai mult, tot mai mult, și vedeam automat ce urma să se întâmple. Și pot să spun că asta a fost unul din motivele pentru care am zis, dacă aici ar fi o stațiune de schi, unde oamenii ar putea să vină să se bucure efectiv de peisaj, n-ar mai trebui să-și cumpere motociclete și ar scuti zona asta de distrugere. Și asta a fost unul din motivele pentru care mi-a venit această idee, să zic că mi-a venit ideea. Am avut acest moment în care m-am fixat pe a face o zonă schiabilă. Mi-a plăcut foarte mult schiul, am fost în foarte multe stațiuni afară, în Europa, și tot timpul le comparam cu, ca peisaj vorbesc, nu ca infrastructură. Infrastructură noi nu aveam nimic, ei aveau tot. Și le-am comparat peisajele respective ale noastre aici cu cele de acolo, cu ale lor, și nu... bine, fiind și un pic subiectiv, adică nu vedeam o foarte mare diferență. Și atunci m-am hotărât să fac ceva. Evident că n-aveam atunci bani, nici nu mă gândeam cu ce o să realizez lucrul ăsta, important e că ideea a apărut. Și de atunci a început lungul calvar de a realiza ceva bun pentru alții, pentru că eu, pentru mine, acest proiect n-a fost decât un calvar care și o autoflagelare. Am început cu primarul de la Zăvoi, primărie care era proprietară pe majoritatea terenurilor. Ele nu erau intabulate încă pe primăria respectivă, dar primăria respectivă le primise prin nu știu ce lege, prin 91-92, le primise de la stat, și
trebuiau să-și facă niște acte ca să se poată intabula pe ele. Am știut lucrul ăsta și am mers la primarul respectiv. Nici nu mai contează numele lui, pentru că numele lui n-a făcut, n-a dus decât rău aici. Și i-am spus ce vreau să fac. Țin minte că l-am luat din fața primăriei în aprilie. Era în pantofi de vară, în aprilie la 6 era cald. L-am luat în elicopter și l-am adus pe munte și chiar pe locația unde mai târziu am construit o cabană. L-am adus acolo și a rămas așa, zis, domnule, unde sunt, în rai? Zic, nu, ești în rai, aici e Tarlaua Matale și uite, aici aș vrea să facem o zonă schiabilă. O, adunca, nu o să poate, nici n-am știut că e aici așa ceva, n-a zis, uite, vrei să facem, uite, eu am o idee, tu trebuie să mă ajuți doar în sensul să nu mă încurci, uite, terenul e al vostru, facem un contract și voi veniți cu terenul și eu o fac. Fai de mine, orice, ai de la mine tot ce-ți trebuie numai să faci, orice, fără nicio limită. Zic, primare, vezi că suntem, uite aici, suntem la 1700 de metri, vezi, uite aici deasupra noastră, nu-i mai alt de sus. Zic, vezi, să nu mă încurci, să nu te sucești, că eu chiar vreau să fac ceva. Gata, domnule. Și așa a apărut ideea de a face un contract de asociere în care primăria respectivă primăriază voi să vină cu terenul și eu să vin cu proiectarea, cu ideea și cu finanțarea, de pe unde fi urma să o fi găsesc. Am făcut un contract foarte repede, nu m-a întrebat nimeni ce și cum. Dom'le, ia, îți dăm terenul, faci, trebuie să dăm vreun ban? Zic, nu trebuie să dați niciun ban, doar puneți terenul și după aia împărțim câștigul. Păi câștigul, cât o fi, cine știe ce câștig o să fie. Și așa am început. M-am înhămat la o muncă titanică, am căutat de pe internet cea mai cunoscută firmă de planificare montană, am dat de cei de la Ecosign, care făcuseră până atunci vreo 900 de stațiuni și prin toată lumea. I-am contactat, țin minte că m-a costat 175.000 de euro și mi-au făcut studiul de fezabilitate și master planul. Au venit oamenii aici, au văzut, când au văzut ce e aici, au stat mai multe zile. Sau le-a plăcut, au venit ca și, aș putea spune, în concediu. A ieșit un proiect foarte frumos, am vrut să mă asigur că ideea mea o consideră bună și cei care sunt de meserie. Și pentru asta am plătit la vremea respectivă foarte mulți bani. 175.000 de euro era un efort. Și a apărut o idee de a face un domeniu schiabil nou pe muntele Nedea, de vreo 100 de kilometri de pârtii, cu un impact minim, fără niciun fel de hotel construit în partea de sus, în golul alpin, urmând să legăm Poiana Mărului ca și bază de cazare și de acolo să orice gondola și la ora 5 toată lumea să coboare jos, fără să rămână nimeni pe munte, fără construcții. Am făcut tot felul de studii pe acolo, mi-am închipuit cum o să se poată urca cu utilajele acolo. Am considerat că trebuie neapărat nu se poate fără să ai un elicopter să poți să-ți duci oamenii. Mi-am și cumpărat la vremea respectivă un elicopter pentru a putea prospecta și pentru a putea face acest vis să devină realitate și în modul ăsta totul a devenit mai simplu. Am coptat, având în vedere că primăria nu avea intabulat terenul respectiv. Am făcut eu niște demersuri, am făcut niște plăți, am luat niște topografi și împreună am găsit limitele terenurilor respective și în final a ieșit o lucrare care mai târziu a fost folosită în instanță pentru
pentru, de fapt, nu în instanță, a fost folosită la cadastru ca primăria respectivă să se poată intabula, astfel încât contractul meu să aibă un fundament într-o carte funciară. La vremea respectivă, primarul, eu lucrând foarte mult cu echipa de topografi, am știut că primăria respectivă avea doar 9.000 de hectare, aproximativ 9.000 de hectare, iar câteva comune din vecinătate aveau fiecare câteva sute de hectare, astfel încât întreaga parcelă pe care primăria respectivă o primise de la stat ca să o administreze, avea vreo 13.000 de hectare. Presiunea primarului de a se întabula pe toată suprafața, atâta timp cât eu știam că sunt alte 4 sau 5 primării proprietari pe parte din suprafețele respective. De acolo a început un scandal, pentru că eu am atras atenția, zis, domnule, nu încercați să vă întabulați cu toată suprafața, pentru că mai târziu, dacă aici se va face un proiect, primăriile care sunt proprietare de drept o să-și revendice terenurile și o să ne judecăm și o să vă judecați și o să se blocheze proiectul. Nu m-a băgat nimeni în seamă, lucru care s-a și întâmplat, pentru că la un moment dat primăria respectivă s-a intabulat pe toată suprafața, evident pentru interese economice, ei fiind beneficiarii subvențiilor, care mai apoi cine știe care-i, sau mă rog, se știe care sunt modalitățile ca banii din subvenții atunci când îi dai terenul în arendă cuiva, ăla vine și îți dă niște bani înapoi. Da, mă rog, eu eram prea nepriceput la astfel de combinații. Și așa pot să spun că a apărut primul fundament a acestui proiect, faptul că planșele și ideea deja se conturase. Asta era undeva în 2007-2008. Pe partea de Muntele Mic, acolo, proprietatea asupra terenului pe care urma să se construiască instalațiile erau aparținea și comunei Turnoroieni. Am fost și la comuna respectivă, le-am expus ideea mea de a face o zonă schiabilă care începea la Muntele Mic și se termina pe Nedea. Lumea a fost foarte încântată la început și repede s-a făcut un contract în baza căruia eu urma să fac puzul, sau, mă rog, propunerea de puz, și ei mi-ar fi dat niște facilități ca eu să pot să construiesc ceea ce apărea mai târziu din puz, vis-a-vis de instalații de transport pe cablu. Nu m-a interesat niciodată construcții, pensiuni, hoteluri, etc. M-am apucat, am făcut propunerea de puz cu un arhitect foarte, foarte bine cotat pe vremea respectivă, domnul Antonescu, căruia a plăcut foarte mult ideea mea, și subit în 2008 sau contractul meu de asociere a fost revocat pe motiv că nu m-am mișcat destul de repede și trecuseră câteva luni doar de când mi-am luat obligația de a face puzul și planșa era deja gata și fost adusă la cunoștința primăriei respective. N-am înțeles de ce. Mai târziu am văzut că cel care m-a sabotat. Cel care, de fapt, m-a încurcat pe acolo a fost un investitor de aici, de pe Muntele Mic, împreună cu, de fapt, mai mulți, un trio, un Horațiu Bună, un oportunist, Gherga, un proprietar de pensiuni care era de printre primii care, după etapa comunistă, printre primii care făcuse o cabană aici, și un anume un cetățean moldovean care avea niște interese pe aici. M-au
nu știu ce au făcut pe la primărie, i-am tot văzut pe acolo, în final mi-au reziliat contractul și am zis, domnule, asta este, nu mă vreți, am plecat. Urmând să mă focusez pe proiectul NEDEA. Eu fiind titular de contract cu primăria Zăvoi, inclusiv pe zona pe care proiectul urma să se desfășoare pe Muntele Mic, ceea ce nu pentru oricare altul care ar fi dorit să facă ceva la Muntele Mic, practic era imposibil, pentru că o mare parte din terenul respectiv era al comunei Zăvoi. Au trecut câțiva ani, m-am focusat pe proiectul NEDEA, care din păcate a primit aviz negativ de la Agenția de Mediu Caraș și în final e în litigiu pe la înalta curte. Acest Horațiu Bună printr-o altă firmă a cooptat-o persoană, un cetățean italian, care a venit cu un capital destul de mare la vremea respectivă, am înțeles că aproape 1 milion de euro, și a creditat firma respectivului, urmând ca pe banii italianului să se facă proiectul pe care eu îl gândisem și pentru care eu plătisem ca să apară ca și proiect. Între timp eu am avut un alt litigiu și la primăria Zăvoi, pentru că și acolo același individ m-a influențat și l-a determinat pe primarul respectiv să-mi rezilieze contractul și să se asocieze cu el pentru terenul de pe Muntele Mic, pentru construirea telescaunului de pe Vâlsanu, care astăzi funcționează. Evident că pentru asta trebuia să fiu înlăturat, am și fost înlăturat, am dat primăria în judecată și în final primarul a fost obligat să se împace cu mine, în sensul că să resemneze contractul cu mine pentru zona de pe Muntele Mic. Fiind la mijloc și contractul cu Horațiu, acesta a zis că el oricum, eu n-am cum să dovedesc că el nu-i de bună credință și că dacă vreau să nu se blocheze toată investiția, atunci el trebuie să rămână pe Muntele Mic. Am zis, dacă tu așa de mult vrei, na, zic, ia și fă proiectul de pe Muntele Mic, că numai așa am pus niște condiții, așa trebuie să arate, nu faceți porcării, asta e proiectul fezabil, faceți-l, trebuie să mă despăgubiți pentru ceea ce eu cheltuisem până la vremea respectivă și au fost de acord. Evident, mai mult partenerul lui italian, care avea puterea financiară, a înțeles și a zis, da, domnule, noi trebuie să-ți plătim ce ai cheltuit tu. Era vorba de vreo 490.000, 492.000 de euro, care însemna cheltuieli efective open book pe care eu le făcusem ca să pot să proiectez, să pot să cumpăr niște utilaje cu care am început să dezăpezesc cu câțiva ani în urmă și pe care el urma să le preia. I-am dat în brațe tot proiectul, le-am urat succes și m-am focusat pe NEDEA. Evident că 1 milion de euro nu au ajuns pentru apetitul lui Horațiu, n-au reușit să finalizeze proiectul Vâlsanu, dar nici nu și-au respectat obligațiile pe care și le asumaseră față de mine, motiv pentru care l-am dat în judecată pe Horațiu împreună cu prăvălia lui și în instanță am câștigat niște sume de bani, i-am golit conturile și după care s-a ascuns sub umbrela insolvenței, încercând să nu plătească tot ceea ce îmi datora. Am făcut presiune spunând că o să-l dau în judecată ca și persoană fizică pentru suma nerecuperată, după care, în urma unor discuții cu administratorul judiciar pe care instanța îl alocase, el fiind în insolvență, mi-au zis, hai domnule, renunță la toate pretențiile pe care le ai asupra firmei noastre și noi îți cedăm înapoi contractul, adică proiectul, dreptul de a face pe Muntele Mic telescaunul pe care de fapt tu l-ai
gândit. Am făcut o tranzacție comercială pe vreo 10.000 de euro vis-a-vis de acordul de mediu pe care el între timp îl obținuseră, el fiind, s-a înțeles cu cei de la Natura 2000 și a primit acord de mediu pentru realizarea acestui telescaun. Mi l-a cedat, mi-a cedat acordul de mediu și în modul ăsta președintele Consiliului Județean de atunci, Sorin Frunză Verde, la presiunea și la, mă rog, la insistența domnului Vela, care a fost unul dintre puținii care au înțeles ce vreau să fac și că ceea ce vreau să fac este un lucru bun pentru județ, și fiind și unul dintre puținii care la momentul respectiv se gândea la dezvoltarea turistică a județului, că altceva n-avea de câștigat, eu nu i-am făcut niciodată niciun serviciu de niciun fel, așa că de asta cred că l-a interesat turismul din Caraș. Au organizat o întâlnire cu mine și mi-au zis, domnule, haide, te rog, fă cumva și realizează proiectul respectiv, fă acest telescaun, că uite, am avut încredere în Horațiu, ne-am făcut de râs, că ne-au făcut poze prin pe acolo cu casca în cap, inaugurând construcția telescaunului și, de fapt, telescaunul a fost doar o fundație de un metru pătrat de beton pe care am scris ca și cum ar fi început fundația, de fapt, o minciună electorală, și acum ne-am făcut de râs și n-a avut puterea să facă niciun telescaun și, uite, a dat faliment, autorizația de construire pe care o primiseră expirase și am zis, domnule, Muntele Mic, acolo oamenii ăia sunt foarte alunecoși, nu pot să contez pe promisiunile lor, dar dacă voi rezolvați să facă un contract de la Turnul Ruieni astfel încât eu să pot să mă înțeleg cu ei, eu n-am nicio, încerc să fac. Și am cerut trei lucruri simple. Să primăria Turnul Ruieni să facă contract cu mine pentru o suprafață de 3.000 de metri pătrați de care aveam nevoie ca să fac stația de plecare și, mă rog, doi stâlpi și o clădire administrativă care era pe teritoriul lor. Promisiunea de la Consiliul Județean că dezăpezește drumul și realizează o parcare în zona stânei. Și implicarea Consiliului Județean ca și acționar cu 2%, nu cu mare lucru, ca o dovadă că totuși și Consiliul Județean este alături de mine, un lucru care tădea bine pentru o bancă, de exemplu, dacă eu aveam nevoie de vreo finanțare. Da, imediat, nicio problemă, am fost chemat imediat la primăria Turnul Ruieni. Și fără a face presiune, fără a da șpagă la nimeni, am spus, domnule, asta vreau, dacă îmi dați astea, eu fac acest telescaun. La vremea respectivă, actualul primar, cel care astăzi este primar Maralescu, Mihai, a fost unul din susținătorii mei, fiind și consilier atunci, și evident că imediat s-a semnat contractul, mi-au acceptat toate condițiile și bine au făcut. Asta a fost singurul, unul din puținele momente de luciditate ale primăriei Turnul Ruieni vis-a-vis de relația cu mine. Poate că mai fi avut acțiuni pozitive, dar vis-a-vis de mine a fost un lucru bun, pentru că datorită acestei asocieri s-a și realizat ceva, ce până atunci nu s-a făcut în județul Caraș. Și m-am apucat la lucru foarte repede. În 3 luni de zile am făcut toate lucrările de construcții principale, am turnat fundațiile la stâlpi, am făcut fundațiile la cele două construcții de stația de sus și stația de jos, am aranjat un pic pârtia, și am așteptat ca Consiliul Județean să-și facă. Am și montat stâlpii în octombrie 2013, stâlpii au fost montați, am terminat lucrările de construcții, rămânând doar lucrări de montaj.
componente metalice. Neavând curentul realizat, Consiliul Județean își închipuia că eu nu glumesc și că așa repede o să termin și ei nu au catadixit să-și respecte obligațiile și în momentul ăla am văzut că am construit degeaba, am plătit evident stâlpii și lucrarea a fost într-un fel abandonată în sensul că neavând curent n-aveam nicio șansă să dau în funcțiune telescaunul. Anii au trecut, am făcut presiune, am scris prin presă că nu sunt în stare Consiliul Județean să-și respecte o obligație de 100.000 de euro, nu era mare lucru, la o investiție de 4.500.000. Și au trecut vreo 3 ani și la finalul lui 2016 Consiliul a tot felul de insistențe ale lui Vela mai mult, pentru că el a fost cel care, pe el, lui i-am reproșat tot timpul, am zis, băi, vezi unde m-ai adus aici în județul vostru, m-ați păcălit să bag atâția bani și uite că nu se țin de cuvânt. Și el a insistat și în final, în 2016, în 31 decembrie, Consiliul Județean a plătit 29.000 de euro avansul la lucrarea de racord electric. Văzând lucrurile astea, primul lucru m-am dus la primarul Maralescu și am zis, domnul primar, atunci devenise primar, uite, au plătit cei de la Consiliul Județean, au plătit și trebuie să avem posibilitatea ca anul viitor pe vremea asta să putem schia aici. Vrei să mă ajuți sau nu? Țin minte că l-am luat pe Dorin, un prieten al meu, Dorin, care îl cunoștea și împreună l-am dus pe la locația unde urma să, unde era de fapt noua pârtie. Da, domnule, tot facem, păi zic, vezi că nu putem să facem pentru că am nevoie de un act adițional, pentru că între timp primăria Turnuruieni câștigase terenul și de la Zăvoi și Zăvoiul nu mai era proprietar pe terenul respectiv. Oricum nu era așa de important pentru că dacă i-au câștigat terenul în instanță, în mod normal trebuia să-și însușească și obligația de a mă sprijini să fac tot ce am convenit cu ceilalți. Dar eu cunoscându-i, știm cum sunt cei de la Turnuruieni care nu, pe promisiunile că ora nu pot să contezi, am insistat să am un act adițional. Da, domnule, îl facem. Și a început o corespondență și pe măsură ce timpul avansa, tot îi spuneam, domnule, vedeți că dacă până la data de nu avem act adițional să clarificăm terenul care nu mai este al lui Zăvoi și este al vostru acum, nu o să pot să finalizez investiția. Și în final au zis, da, domnule, gata la data de să te prezinți la ședința de Consiliu în 29 iunie 2017, că noi atunci hotărâm și rezolvăm. Între timp am lucrat la actul adițional cu un jurist angajat de primărie care a venit să redacteze actul adițional care urma să fie aprobat în ședința respectivă de Consiliu, unde ne-am întâlnit ceea ce eu voiam cu ceea ce ei puteau să ofere vis-a-vis de suprafața de teren lipsă necesară finalizării telescaunului. Țin minte că am avut vreo 3 sau 4 întâlniri la Consiliu local, Turnuruieni. La una din întâlniri a fost și doctorul Răileanu, pe care când l-am văzut i-am zis, te rog să nu mă încurci, nu te amesteca, că te-am mai văzut odată cu câțiva ani și iară mi-au reziliat contractul. Niște oportuniști. A fost domnul Firu, care a fost și el fiind, având închiriat o pensiune pe Muntele Mic, era foarte interesat să se facă ceva pe munte și s-a redactat un act adițional care a fost pregătit, tipărit în 14 exemplare de către arhitecta care a fost alocată pentru lucrarea asta, doamna Dana Șandru sau mai țin minte cum o cheamă, Dana Șandor, a fost redactat în 14 exemplare și a fost prezentat la ședința de Consiliu,
unde consilierii au citit, le-am explicat, le-am zis că, domnule, am 3300 de metri, am nevoie de 5800, 5200 pentru telescaun, mai îmi trebuie 50 de metri pentru caseria de bilete și încă 500 de metri pentru o terasă. Dar și în total, pentru această suprafață de teren, vă dau, în loc de 1000 de euro pe 3000 de metri, vă dau cam 5000 de euro era în aprobarea respectivă. S-a supus la vot, toată lumea fericită, s-a votat, chiar în procesul verbal al hotărârii respective de Consiliu, scrie clar, s-a aprobat, printre altele, să îi se dea lui Dunca 5800 de metri și el să plătească 5000 de euro. Punct simplu. De acolo am mers și am sărbătorit la primar acasă, m-a invitat acolo la el la pensiune, totul a fost ok și în urma acestei înțelegeri, după iarăși o corespondență vis-a-vis de urbanismul care mi-l ceruse pentru racordul electric al telescaunului Vulsanu, am primit și autorizația de construire al racordului electric telescaunului Vulsanu. Un motiv și mai puternic că noi atunci ne-am înțeles, pentru că dacă nu aveam acest contract de asociere și acest act adițional, nu aș fi putut să primesc această autorizație de construire. Urmând ca primarul să-mi semneze pe actul adițional, să semneze actul adițional, el nemai fiind un factor de decizie aici, o hotărârea fiind luată de consilier, urma să ducă la îndeplinire hotărârea Consiliului. M-a tot amânat, m-a plimbat cu zăhărel. În momentul în care eu am primit autorizația de construire, am sunat la cei de la Leitner, la furnizorul de telescaun și am zis, domnule, gata, terminăm lucrarea, dați-i drumul la producție cu restul componentelor. Moment în care au și început să curgă facturile. Deci eu, intrând în panica de a construi în 4 luni de zile de a finaliza. Evident că am neglijat faptul să zic, domnule, nu mă apuc de lucru până când nu văd actul adițional semnat. Mergând pe cuvântul primarului și pe faptul, da, domnule, vin-o Dunca mâine că ți-l dau, vin-o poi mâine, am fost exact de 10 ori. În momentul în care am făcut al 10-lea drum, mi-am dat seama că s-a schimbat ceva, s-au sucit, oamenii s-au sucit. Ei m-au lăsat să construiesc pentru că eu în 3 luni am fost aproape gata și în momentul în care am mers să cer acte pentru iscirizarea telescaunului, am fost șantajat ordinar, spunându-mi se că trebuie să modificăm datele contractului și numai atunci o să primesc actele necesare pentru autorizarea iscir. Deci, practic, am fost pus să finalizez lucrarea, ca mai apoi să fiu șantajat să accept niște condiții care schimbau radical termenii înțelegerii. Una din condițiile pe care le-am cerut în 2013 a fost ca pe versantul respectiv, unde până atunci nimeni niciodată nu construise nimic, a fost ca să acolo să am venit cu o propunere de puz în care erau 5 construcții care urmau să fie ridicate mai târziu, evident, când toate actele ar fi fost în regulă, în așa fel încât turistul, odată ajuns în zona respectivă, care era și imaculată, adică foarte, foarte frumoasă și neatinsă, nedistrusă, să nu o transformăm într-o, adică noua zonă schiabilă, să nu o transformăm într-o brânca sau o strajă acolo unde construcțiile sau urbanismul sau arhitectura zonei să îți provoace greață. Eu am anticipat o astfel de dezvoltare catastrofală și am spus, domnule, aici să fac 5 construcții, de unde, oriunde ești, stai în una din acele construcții, să nu vezi altă construcție, să vezi doar frumusețea muntelui, astfel încât turiștii să aibă o motivație pentru care să vină la Muntele Mic. Pentru că ei, în afară de peisajul frumos pe care îl are Țarcu,
Ei când se uită în stațiune, practic nu se pot bucura de nimic, fiindcă stațiunea este distrusă prin urbanismul fără nicio logică pe care îl regăsim aici și arhitectura fără de prost gust. Lucru care a fost aprobat, nimeni nu mi-a zis că da, domnule, nu e așa sau nu te lăsăm să construiești. Deci toate lucrurile au fost firești, mai mult le-am cerut o clauză prin care le-am spus că să contabilizăm momentul zero, momentul semnării contractului și să mi se prezinte o evidență a tuturor încasărilor de pe munte ce veneau din baza de impozitare, astfel încât acest lucru să fie momentul zero, iar după ce telescaunul nou cu zăpadă artificială și nocturnă urmează să fie dat în folosință, eu știind că această investiție va fi motorul dezvoltării stațiunii, tot ceea ce primăria urma să încaseze în plus, vorbesc ca și taxe după construcțiile nou apărute, jumătate din aceste sume suplimentare să rămână în vistăria primăriei, iar cealaltă jumătate să se întoarcă la Muntele Mic sub formă de sprijin al primăriei pentru dezvoltarea stațiunii respective. Chiar dacă într-una din situații primăria se obliga, pentru că aici o mare problemă este furtul, toată lumea, totul dispare. Țin minte că la concurentul meu, la domnul Reileanu, îi furaseră până și cablul de la telescaunul pe care urma să-l construiască, fiindcă furtul este o mare problemă, am zis, domnule, eu fac un sistem de urmărire prin camere video și primăria va urma să-l suporte și prin angajații pe care urma să-i aducă, adică un polițist comunitar, să fie oarecare paza acestei zone. Nu însemna mare lucru, pentru că primăria nu trebuia să ducă niciun ban de acasă, pentru că acești bani s-ar fi decontat din cei 50% din câștigul suplimentar pe care primăria urma să-l aibă după ce această investiție apărea. Lucru pe care evident că l-au agreat. Și după aceea am înțeles că clauza asta e folosită ca să arate ce rău și cum vreau eu să iau banii primăriei. Dar de fapt mie nu-mi trebuie niciun leu de la primărie, ci doar o parte din câștigul avut cu datorită faptului că această investiție a apărut, urma să se întoarcă aici pentru gestionarea gunoaielor, pentru că aici toată lumea își aruncă gunoaiele, nu toată lumea, multă lume își aruncă gunoaiele în pădure, nu există niciun sistem de management al gunoiului, toate excrementele de la toate hotelurile se scurg pe versanții muntelui, practic este o debandadă și un dezastru ecologic. Ei, eu încercând prin acest mod un pic să oblig primăria să țină cont de locația care urma să-i aducă bani la buget. Această variantă urbanistică prezentată am aflat mai târziu că a fost luată de către primar, au fost modificate, s-au adăugat 12 hectare de construcții în zona nou construită a telescaunului Vâlsanu, urmând să apară construcții pe 12 hectare. De fapt, ăsta a fost motivul pentru care primăria mi-a reziliat contractul meu, ne lăsând primăria să facă astfel de inepții. Dar evident că dorința factorilor de decizie de a avea la mâna lor 12 hectare de parcele bune pentru construit dădea o șansă foarte mare celor ce gestionau acest business să încaseze niște bani de la cei care erau interesați să construiască. Practic, ăsta a fost motivul pentru care mi s-a reziliat contractul, motivându-se odată că n-am plătit, după aceea că n-am plătit nu știu ce garanție de începerea lucrărilor, deși eu lucrările de construcții le-am terminat în proporție de peste 50% încă din 2013. Și
De aici, practic, am ajuns la litigiu cu primarul, care se pare că nu înțelege că un contract odată semnat te și obligă să faci anumite lucruri. Am ajuns până acolo încât mi s-a cerut demolarea telescaunului. Prima dată s-a spus că l-am construit ilegal, fără acordul primăriei Turnuroieni, deși autorizația emisă de Consiliul Județean avea la bază un aviz al primăriei Turnuroieni. Și situația asta dezastruoasă în care ne aflăm, părerea mea este că se datorează celor care sunt interesați ca o astfel de investiție să nu funcționeze, pentru că o astfel de investiție bine fundamentată și bine făcută îi va obliga pe toți ceilalți să-și ridice standardele, îi va obliga pe toți să facă lucruri de calitate, turiștii vor avea ce să aleagă și în final Agenția de Mediu Caraș va trebui și ea să se impună și să oblige primăria să respecte legea, pentru că nu poți să închiriezi ATV-uri și snowmobile care să se strecoare printre părinții care își țin copiii de mână, nu poți să autorizezi activități comerciale al unor persoane și a unor firme care au datorii și care nu și-au plătit obligațiile la primărie, nu poți să dai avize de funcționare unor construcții care nu au acord de mediu, nu poți să-ți permiți să, doar pentru faptul că ești primar și că ești pe mână cu doi sau trei, nu poți să-ți permiți să le dai utilaje și să le iei banii și iar ei să fie obligați să iau utilajele familiei tale și pentru asta să poată să construiască hoteluri fără autorizație de construire sau lacuri de acumulare în vârful muntelui la care să le dai autorizație de construire la 2 ani după ce lucrarea a fost făcută, fără a avea acorduri de mediu. Deci asta se întâmplă la această primărie unde legea pentru unui mumă și pentru altui ciumă. Cam asta e istoria telescaunului Vulsanu. În rest, cât va mai dura acest scandal, va dura cu siguranță până când una din cele două tabere va depune armele, pentru că eu n-am cum să dau înapoi atâta timp cât investiția a fost făcută din bani legali, ori la mine neînchiderea în contabilitate a acestei investiții înseamnă TVA nededus, înseamnă cheltuială nedeductibilă, impozit pe cheltuiala nedeductibilă, deci eu n-am, este imposibil ca eu să pot să dau înapoi, iar primarul să obțină rezilierea contractului numai pentru că el nu vrea să-și respecte clauzele și obligațiile după ce a semnat în calitate de consilier. Iară nu știu dacă va fi posibil. Și ce e mare păcat este că în acest timp toată dezvoltarea stațiunii, pot să spun într-un fel, este în impas. Regulile de urbanistice de aici nu au niciun Dumnezeu. Care merge și bate mai tare la ușă, obține contractele și obține facilitățile cele mai bune, poți să-ți permiți să construiești neavând sub contract suprafața pe care vrei să construiești. Un exemplu este
să construiești schiliftul Borlov a fost construit acum vreo 7 ani cu autorizație de construire, fără ca acest schilift să aibă traseul pe care urma să se întindă, având doar stația de jos de plecare. Lucruri care sunt pur și simplu de neexplicat, adică să fii dator la primărie, să-ți închizi o firmă, să scapi de plata obligațiilor și să te muți pe alta și iarăși ani de zile să funcționezi fără să plătești nimic, la turnul Ruieni este posibil. Dacă ești pe mână cu primarul sau dacă ai 1, 2, 3 consilieri care sunt direct interesați, poți să funcționezi în modul ăsta. Din păcate, în tot timpul ăsta, șansa acestei stațiuni de a deveni un punct realmente de atracție este diminuată. Am propus în 2007 o variantă de dezvoltare care presupunea o gondolă care pleca de pe drumul militar de lângă localitatea Borlova. Mi-a fost reziliat contractul, pe nimeni n-a interesat ca mai apoi să se facă o parcare la o cota 1600 în care să se îngrămădească 700 de mașini, 600 de mașini, în care într-o locație improprie pentru așa ceva să apară o aglomerație de oameni cu bagaje care este o parababură, o debandadă, în loc ca acolo să fie o parcare de 200 de mașini doar pentru autocare, autobuze, pentru că un autocar aduce 40 de oameni, pe când 40 de oameni vin în 20 de mașini. Și să se marșeze pe accesul a 2, 3, 4, 5 mii de oameni civilizat urcând cu gondola. S-a renunțat la ideea gondolei și s-a făcut o parcare. Vin 700 de mașini, s-a blocat toată stațiunea. Celelalte mașini se întorc înapoi. Niciodată nu vor putea fi mai mult de 2000 de oameni la Muntele Mic, 2500 de oameni la Muntele Mic, pentru că dacă ei vin într-un astfel de număr, disconfortul e la el acasă. Aceste soluții de moment, aceste compromisuri nu fac decât să submineze șansa Muntelui Mic de a deveni o stațiune în adevăratul sens al cuvântului la potențialul pe care ea îl are. Venind toți grămadă pe platou, acolo există câțiva profitori care s-au aruncat chiar la îmburicul târgului, își iau caimacul din clienții nemulțumiți în mare parte, care sunt forțați să meargă cu bagaje și să-și caute o soluție să nu-și trească geamantanele până la hotel. Li se dau și mici, li se dau și grătare, au patru în 100 de metri distanță au patru feluri de muzică pe care le pot asculta de la patru firme diferite, care fiecare dă boxa mai tare. Este o debandadă care nu face decât să coboare nivelul turismului pe care Muntele Mic îl oferă sub un nivel civilizat. Până când nu va veni un primar și un consiliu care să nu aibă nici un interes meschin și ascuns și privat, până atunci nu se va putea face nimic. Primăria nu va câștiga niciun ban, pentru că ea, pentru niște bani foarte puțini, mici, își suminează șansa de a obține un beneficiu real. Închipuiți-vă, eu de 12-13 ani sunt deja, au trecut de când le-am spus, domnilor, faceți un pus, le-am prezentat varianta, pregătiți parcele, aduceți un arhitect, faceți niște variante de construcții pe care, dacă eu voi face telescaunul, voi să fiți gata să le ofertați la licitație celor care pot să construiască real
pe acte și cu bani mulți. Pentru că, de exemplu, pe platou, în locul unei parcări de 700 de mașini făcută direct pe pământ, primăria trebuia să impună să se facă o parcare asfaltată pentru 200 de mașini, să marșeze pe realizarea gondolei, pe care eu m-am oferit la momentul respectiv să fac chiar și studiul de impact, care costa o grămadă de bani, acte care oricum vor trebui făcute, pentru că până nu se vor face, nu există nicio șansă reală să se construiască ceva. Și pe acea suprafață de teren, lângă, să se facă o zonă comercială, eu știu, niște clădiri serioase, pe niște suprafețe mari, cu utilități, spații comerciale, zone de închiriere, echipamente, caserii de bilete, restaurante, apreschiuri, magazine, un complex care primăria putea să spună: uite, domnule, pe aici, pe un hectar, se fac construcțiile astea, așa arată construcțiile, le scotea la licitație, primăria vrea să zică pe un hectar să ceară 20.000 de euro pe an pe teren, și să impună celor ce construiau acolo să facă un anumit gen de construcții, care ele la rândul lor costau poate 10 milioane de euro, de unde primăria ar fi putut să încaseze 150.000 de euro pe an impozit doar pe construcție. Și în modul ăsta se făcea ceva civilizat cu bani la buget. Așa, ce au făcut? Au adus 5 buticuri, niște construcții de lemn fără niciun act, fără niciun acord de mediu, care nu aduc niciun ban. Aduc de bandadă și tulbură toată șansa reală de dezvoltare a stațiunii. Cam asta este. Cât va mai dura? Va dura până când va veni un alt primar și un alt consiliu care va înțelege, până când se vor pune la masă cu cei care știu, până când îi vor înlătura, vor lua și vor discuta cu investitorii de pe Muntele Mic în ordinea valorică a banilor pe care ei i-au adus pe munte, în ordinea valorică a sumelor pe care ei le-au plătit primăriei, și vor ține cont de cei care plătesc mult și de cei care au investit mult și de cei care au idei bune. În momentul ăla lucrurile se vor schimba. Până atunci, judecăți, blocaje și circ, și turiștii n-au decât să stea și să râdă de circul de pe Muntele Mic. Ceva excepțional. Deci am schiat în multe locuri în România, dar asta e ceva cu totul special. Și zăpada, și faptul că e scaunul ăsta încălzit, și toate condițiile. În primul rând îmi place că e bine amenajată, e bătută cu un atrac. Zăpada este perfectă. Aici probabil că și locul ajută la depozitul de zăpadă, că e peste tot. E mai mare decât în restul țării. Când te uiți pe zona Semenic, Muntele Mic, e mai mult decât în restul țării. Este bine amenajată. Ăsta e un om care știe ce vrea să facă. Vorbesc de Romeo. Și dacă a răzbit cu asta, sigur, va răzbi și cu celelalte. Se vede. Uitați câți oameni sunt deja care, și unii nici nu cunosc pârtia. Vă dați seama când vor afla toți de cât de splendid este. E o variantă și pentru începători. Sunt aici niște, e o școală de schi cu super performantă. Eu îi cunosc pe toți monitorii de schi. Și pentru toate nivelele potrivește pârtia asta. Superb, superb, zăpada este super, oamenii sunt ok, mai revenim. Mi se pare fain, e faină zăpada, dar e foarte bine că e telescaun. Cu teleschiul e greu, mai ales cu placa, e greu să urci cu teleschiul. Pârtea e foarte bună, e lucrată bine, e zăpada bună, se schiază bine. Foarte bună, condiții asemănătoare ca și în Austria, este puțin rece, zăpada extraordinară. Whisky Muntele Mic, cei mai buni din România. Telescaunul este nou, s-a finalizat în 2018 și poate duce un flux foarte mare de oameni. Dar băieții,
Astăzi am venit la schi, chiar căutam să-mi petrec o zi de schi și am găsit pârtia asta de aici, de la Muntele Mic. E chiar ce trebuie, adică aproape de Timișoara. Ești expert. Vrei să te dai expert? Ești un om normal și vrei să înveți? Ai o pârtie de nocturnă. De multe ori eu am fost în multe țări plecat. Chiar m-am bucurat că aproape că mă simt ca în Austria. Suntem în rai. Și în rest, sportul trebuie să primeze mai mult decât mâncarea. E o idee foarte bună. În sfârșit avem și noi un telescaun la Muntele Mic, care se apropie de standardele europene.